Salutare tuturor, eu sunt Robin și bine v-am găsit astăzi la un nou episod. E bine, astăzi facem un mic road trip până în Oradea. Așa că da, ochelarii văd că încă am pică, ceea ce nu este ok. Nu uitați să apăsați butonul de like dacă vă place acest video și vreți videoclipuri de genul în continuare. Știu că titlul acestui video este mașina pe care o conduc eu. Și tocmai ați văzut-o, dar o să vorbim mai multe despre chestia asta pe parcursul acestui episod. Așa că da, fără prea multe introduceri, haideți să începem! A intervenit o mică problemă și aceasta fiind că trebuie să punem uleiul la mașină, pentru că n-am făcut chestia asta și la service aici se deschide abia la 9. Bună! Nu găsesc soarele. Ok, suntem la benzinărie și se uită aici oamenii din mașină după mine, dar este ok. Da, suntem aici în Timișoara, mai avem puțin, o să mergem pe autostradă până în Arad. Am zis să vă dau un quick update. Am luat aici ceva sănătos în afară de Twix și chestia asta. Și da, o să mai postez ceva update-uri pe drum și ne auzim la Oradea. Haide să mergem! Suntem aici, am făcut o oprire, suntem la un restaurant și trebuie să mănânc ceva. Așa că am zis să fac un mic update. Sunt aici pe un mare și șmecher pod și da, o să vă arăt repede ce este pe aici. După care mergem direct către Oradea. Mănânc ceva, mi-am luat niște spaghete, o să vedem dacă sunt bune, dacă nu. Carbohidrații sunt bineveniți oricând și da. Hai să vedem cum arată acest loc. Sora mea! Hei! Da, foarte amuzante aceste fondii spaghete. Ok, oameni buni, am ajuns la pensiune în Oradea, mai exact în Sânt Martin, spre Băile de Felix. Și acum mă duc până la mașină să iau ceva, așa că am zis, dacă tot am făcut acest video despre mașină, haideți să vă și arăt. Nu vă așteptați să fie nu știu ce, pentru că nu este. Acest video nu o să fie ceva gen o mașină super scumpă pentru cei care au foarte mulți bani și chestii de genul. Nu, e o mașină care, sincer, e pentru toată lumea, așa că dacă sunteți interesați, este și de vânzare, dar da, haideți să o vedem. Ok, deci tocmai ați văzut mașina. Este vorba despre un Mercedes A210 AMG din 2002 cu un motor de 2 litri, 140 de cai. Cutie manuală în 5 trepte. Ce să mai zic, cam atât ai de zis despre mașina asta, nu foarte, foarte multe. Da, eu o să mi-am acum, mi-am luat trepiedul de aici și mă duc înăuntru, vreau să mă duc la piscină. Așa că turul camerei, sincer, cred că o să-l fac acum, cât timp încă este curat. Deci, hai să vedem. Gata și cu turul camerei. Da, știu că
Nu vi se pare nimic wow, pentru că este o cameră destul de simplă, dar e ok, adică îmi place și totul este în regulă aici, așa că dacă cumva veniți prin San Martin, pensiunea Tirol și camera 7. Piscina la piscină. Hai să facem un update și pentru această frizură șmecheroasă, pentru că știm cu toții că este. Sunt foarte scurt pe margini și sus. Și pentru cei care urmăresc acest canal de ceva vreme, știți că părul meu era mai mare. Anyway, o să mai stau aici Cileanu la piscină. De seară avem un workout la sală. O să vă prezint și sala pentru că este forță, da? Am mai fost acolo și chiar e super, super fain. Așa că da, ne audem!